Chiar dacă este însărcinată, iar peste câteva săptămâni va aduce pe lume o fetiță, Laura Cosoi va începe filmările unui nou proiect la finalul lunii mai actrița este extrem de entuziasmată, mai ales că nu a mai avut tangență cu televiziunea de ani buni. Laura Cosoi a anunțat că va reveni în televiziune. La sfârșitul acestei luni va începe să filmeze pentru un nou serial, cel mai probabil Strada Speranței, care va fi difuzat pe canal de actrița Arde de Nerăbdare să revină pe platourile de filmare. Mai ales că îi cunoaște pe toți colegii cu care va lucra la proiect, pe 21 mai încep filmările la un nou serial TV. În distribuție sunt colegi pe care îi cunosc, dar nu am mai jucat cu ei. Voi fi un personaj cu burtică, apoi nasc, după care vom vedea ce se mai dezvoltă pe parcurs. Apoi încep repetițiile pentru un nou spectacol de teatru de comedie care va avea reprezentații în luna septembrie, dar textele se citesc de acum. În plus, avem premiera la cinema a lungmetrajului ce s-a lansat recent. Nu am timp nici să respir, să mănânc. Trebuie să mă trezesc dimineață cu copiii, cu grădinița, creșa, apoi ședințe foto, interviuri, repetiții la teatru, gale, analize, etc., a declarat Laura Cosoi, potrivit impact. Ro, Laura Cosoi merită toate aprecierile pentru decizia sa de a reveni în televiziune, mai ales că, în luna iunie, urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil. În vârstă de 40 de ani, actrița este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, iar împreună au două fetițe, Rita și Vera.